Ștefănescu, tu în fiecare an organizezi evenimente inedite. Anul trecut, unul dintre concerte se intitula Baroc ba Classic. Anul ăsta, Flaut la Maximum. Un joc de cuvinte care, de fapt, celebrează un mare artist. Așa este. Chiar numele domnului Nicolae Maxim, normal, cum a dat această idee și am inclus în această sintagmă numele său, Flaut la Maximum. Mulți spun Flaut la Maxim, dar este incorrect și atunci sigur că am alăturat și umul Maximum. Este o sărbătoare pentru o sărbătoare a flautului, o sărbătoare a muzicii și, bineînțeles, îl sărbătorim pe domnul Nicolae Maxim, colegul nostru de partidă, un om care de 45 de ani cântă zilnic în această orchestră a Filarmonicii, un om care a cântat cu cei mai mari dirijori din lume, a fost angajat de George Georgescu în această filarmonică și iată că după 45 de ani încă este extrem de tânăr, este un exemplu de tinerețe fără bătrânețe. Acest concert este, din păcate, este irepetabil pentru că atâția flautiști nu se pot strânge. Odată pentru că, în general, lumea noastră flautistică e destul de dezbinată și cu tot felul de orgolii și greu să-i împaci pe toți și să-i aduci pe aceeași scenă, dar un motiv esențial este că la noi în țară nu există instrumente cum ar fi, eu știu, flautul bas. Flautul bas, de exemplu, nu există deloc. Eu am unul singur în țară. Ori un ansamblu de felul ăsta are nevoie de cel puțin 3 flaute bas ca să poată să sune ca orchestra. Ansamblul este de fapt o orchestră de cameră în clipa asta. Avem și flaut alto, deci toate mărimile unei orchestre de coarde normale. Ajutorul mare ne-a venit din partea prietenilor mei din Elveția, cu toții flautiști. Unii dintre ei flautiști amatori, în sensul că au studiat flaut la un moment dat, dar după aceea meseria lor a fost cu totul alta, dar au o asemenea pasiune pentru flaut și își păstrează vie această pasiune. Cântă în fiecare săptămână, se întâlnesc, ei au un ansamblu de flaute acolo, eu am cântat cu ei. Sunt niște oameni extraordinari, îi respect enorm pentru că fac lucrul ăsta de plăcere și cu foarte mult profesionalism. Doi dintre ei însă sunt profesori de flaut, pe Takashi Saito, un japonez elvețian, îl cunosc de foarte multă vreme, ne-am întâlnit la cursurile lui James Galway și de atunci am rămas prieteni nedespărțiți, ne-am ajutat reciproc enorm și întotdeauna reacționează la orice imbold al meu, orice chemare, Takashi mă ajută. Ei au venit practic pe cont propriu și tot ce se întâmplă astăzi este din pură pasiune și plăcere. And I'm very pleased so playing the, this is a maybe first time in Bucharest playing flute orchestra with him. And he invited us and I brought three of my friends and students. And yeah, and tonight we are going to have a lot of so fun, hopefully. De concert, va fi și un vernisaj. Emoțiile mele acolo sunt, de fapt, mai puternice, în zona aceea de dinainte de concert, pentru că nu este în totalitate vernisajul fiicei mele, dar ea face parte din acest grup pe care profesoara Luciana Tomai pregătește de multă vreme și, practic, datorită ei, fata mea în clipa asta urmează liceul Tonița. Ea ne-a inoculat această bucurie a culorii și a desenului și așa mai departe. Se va umple aici de copii, va fi plin de copii, de părinți fericiți. Cadrul este minunat. Îi mulțumesc domnului Licareț, directorul acestei instituții, fiindcă întotdeauna este atât de cum se cade și îmi acordă gir pentru orice idee am și datorită dânsului, de fapt, putem face astăzi acest vernisaj aici. Am văzut un portret al tău
ești cam serios în portret. Noi te cunoaștem mult mai vesel. Într-adevăr, în acel portret sunt foarte serios pentru că fiica mea a avut ca model o poză de-a mea dintr-un concert. Și în concerte de obicei sunt foarte concentrat și par extrem de serios, dar chiar sunt. Nu poți fi altfel în timp ce cânti. Și pe de altă parte e bine, cred, pentru un copil să-și vadă tatăl și mai serios, pentru că atunci când o trimit să-și facă lecțiile la matematică, ea chiar se duce.